Știi, știi cum e când ești cu o mașină și mai ai 100 metri până la țintă și ai o pană, nu te oprești sau o faci. Îți tai cauciucul. Deci e rău să tai cauciucul, dar măcar ai ajuns la țintă. Deci cumva ai tot timpul, toată viața asta este un trade-off. Ce fac? Îmi salvez cauciucul, mă dau jos, repar, sau îmi tai cauciucul și ajung cumva. De fapt, ținta aia este. Trebuie să-ți definești ținta, în primul rând, ceea ce majoritatea oamenilor nu prea fac. Adică orice decizie o iei subordonată unui Ca să ceva. scop suprem. Din el Da. decurg KPI-uri, ținte, bugete, da? Și tot timpul trebuie să-l ai cumva în minte unde vreau să ajung. Într-adevăr, atunci nici nu știam alt mod. Știi? Adică ar fi trebuit să ne oprim, Adică trebuia să să reparăm stabilești cauciuc. viteza de creștere Exact. ca să... Exact. Întotdeauna, teoria mea este, se pare că sunt unii care spun că ei pot, ceea ce eu nu cred că se poate. Mai citesc și eu și văd că unii chiar pot. Eu spun că, dar nu sunt 100% convins. Eu spun că nu poți să dai două mesaje concomitent, următoare două mesaje. Creștere și reducere de costuri. Le dorești pe amândouă, le încerci pe amândouă, dar unul trebuie să rămână în capul omului când iese. Cu cât mergi mai jos în structura ierarhică, cu atât sunt mai confuzi când le cer două lucruri opuse.